Salutare dragii mei și bine ați revenit din nou pe canalul meu Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom face ceva foarte frumos, danteluțe din ciocolată. Pentru decorat torturi. Este o rețetă foarte ușoară și cu un aspect foarte frumos. Deci să începem rețeta. Aici am 5 grame de cacao. Voi mai adăuga și 5 grame de amidon de porumb. Vom amesteca puțin, după care vom adăuga 25 de grame lapte condensat și 70 de grame apă rece. Vom amesteca bine toate ingredientele, după care vom adăuga această compoziție într-o crăticioară și o vom lăsa să ajungă la punctul de fierbere. Vom amesteca continuu până compoziția se va îngroșa. S-a îngroșat compoziția, acum o vom lua de pe foc și o vom turna într-un bol mai mic, după care o vom lăsa să se răcească foarte bine. Voi amesteca din când în când pentru a se răci. După ce s-a răcit compoziția, vom avea nevoie de forme de silicon pentru danteluțe. Aceste forme de silicon le-am comandat pe internet. Iar acum vom pune compoziția deasupra tapetului, după care o vom întinde frumos pe toată suprafața. Veți vedea cum se văd de frumos floricelele. Uitați ce frumos se văd! Iar acum vom da acest tapet deoparte și vom continua cu celelalte. După care, eu voi așeza aceste tapete într-o tavă și le voi lăsa să se usuce până a doua zi. După cum vedeți, s-au uscat foarte bine, acum să vedem dacă le putem dezlipi. Da, se dezlipesc foarte ușor, nici nu mă gândeam că se vor dezlipi atât de ușor. Uitați ce frumos arată! Este ideal pentru a decora torturi. De altfel, voi face o rețetă și cu suc de portocale. Dacă îmi va ieși această rețetă cu suc de portocale, voi face mult mai multe rețete cu tot felul de fructe. Uitați ce frumos arată! Acum vom dezlipi ușor și floricelele și fluturașii. De altfel, voi încerca să fac și un tortuleț mic, să vedem ce va ieși cu aceste perdeluțe, să vedem cum va ieși tortulețul. Cel mai important lucru
când pregătiți acest decor este să fie foarte, foarte bine uscate, adică să se usuce foarte, foarte bine. Dacă nu sunt uscate, nu se usucă foarte bine, nu se pot dezlipi. Deci trebuie să le lăsați de pe o zi pe alta. Abia aștept să fac un tortuleț mic să vedem ce va ieși cu acest decor. Și gata sunt decorurile noastre pentru tortulețe. Uitați ce bine arată, nu se rup, nu mă gândeam că nu se vor rupe. Sunt ideale, de altfel voi încerca să fac și un tortuleț să vedem ce îmi va ieși. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă invit să-mi dați un like, să distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă doresc o zi bună și numai bine!